De asemenea, una dintre cele care au făcut parte din Escadrila Albă, o unitate celebră de aviație a Crucii Roșii Române, care în timpul celui de-al doilea război mondial evacua răniții din teatrele de operațiuni. Alături de Nadia Rasobosie și Stella Huțan-Balade, a demonstrat curaj și devotament în slujba umanității. La sfârșitul anilor 30, România se putea mândri cu 17 femei deținătoare ale brevetului de pilotaj, un lucru extraordinar pentru acele vremuri, având în vedere mentalitățile conservatoare existente în societate, precum și costurile ridicate implicate în antrenamente și obținerea brevetului. Aceste femei, inclusiv Mariana Drăgescu, au fost pionere ale aviației românești și modele de curaj și determinare pentru generațiile următoare.